Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la un nou pașaport cultural aici la Alba Carolina TV. În această după-amiază vă propunem să descoperim împreună o mare personalitate a românilor transilvaneni, o personalitate care a marcat destinele religioase, culturale, politice ale românilor transilvaneni în a doua jumătate a secolului al XIX. Este vorba despre episcopul, mai apoi mitropolitul Andrei Baron de Șaguna. O personalitate despre care s-a scris enorm în istoriografia românească, cel puțin în ultimele decenii, o personalitate despre care au scris cu competență istorici renumiți ai țării noastre, o personalitate pe care mulți s-au grăbit să o caracterizeze, însă cred eu că cea mai frumoasă caracterizare a acestei personalități ne oferă marele istoric Nicolae Iorga, care spunea despre Andrei Șaguna, și îmi permit să citez acest lucru, că era precum un bătrân maestos care de pe scaunul său de arhiereu conducea ca de pe un scaun de rege. Am încheiat citatul. Despre această mare personalitate a noastră, a românilor, vom discuta împreună cu domnul cercetător științific doctor Mircea Gheorghe Abrudan de la Academia Română, filiala Cluj, Institutul de Istorie George Barițiu. Bine ai venit, de fapt bine ai revenit, Mircea, alături de noi și de telespectatorii noștri. Bine, ne revedem, dragă Mihai, și mă bucur pentru invitație. Nu cred că exagerez cu nimic atunci când spun, dragă Mircea, că ești unul dintre cei mai, dacă nu cel mai bun cunoscător al vieții și activității mitropolitului Andrei Șaguna. Ai studiat în ultimele aproape două decenii intens viața acestei ilustre figuri a poporului român, atât în arhivele din țară, cât și în arhivele din străinătate, de pe urma acestor cercetări rezultând o serie de lucrări extrem de valoroase, premiate inclusiv de Academia Română, cel mai înalt for cultural științific al țării noastre. Încep prin a aminti teza de doctorat, cred că nu mă înșel, anul acesta s-au împlinit 10 ani de la susținerea tezei tale de doctorat dedicată relațiilor dintre comunitatea ortodoxă și cea evanghelică a Transilvaniei, pornind de la Revoluția Pașoptistă și până la momentul Marii Uniri din 1918, iar recent ai adăugat contribuțiilor tale și o biografie culturală a celui care a fost Andrei Șaguna, prilejuită de împlinirea celor 150 de ani de la trecerea acestuia în lumea celor drepți. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la moartea lui Andrei Șaguna, context în care ne-am dorit să evocăm figura acestuia și în fața telespectatorilor noștri. Pentru început, Mircea, dacă ești și tu de acord, aș vrea să povestim puțin despre tinerețea și formația lui Andrei Șaguna, aspecte care sunt, zic eu, cel puțin la fel de interesante ca și restul parcursului său biografic. Da, îți mulțumesc, Mihai, pentru această provocare. În primul rând, pentru că ai dorit să îl omagiezi prin această emisiune pe marele mitropolit și lider al națiunii române din Transilvania, Andrei Baron de Șaguna. Într-adevăr, asupra parcursului lui ulterior și până la urmă a influenței pozitive pe care a exercitat-o în decursul celor 27 de ani cât s-a aflat în Transilvania, asupra românilor din Transilvania, deci a parcursului lui biografic, aș spune a biografiei lui culturale, un punct important de pornire, să-i spunem așa, îl joacă originea, și anume faptul că era a român. Deci el nu a fost un român născut în Transilvania, nu a avut mentalitatea unui român ardelean din secolul al XIX-lea, și asta în epocă însemna, raportându-ne la românii, să zicem, raportându-se la celelalte două mari națiuni conlocuitoare, maghiare și sașii, românii, trebuie să recunoaștem, s-au uitat la ei cu un anumit complex de inferioritate, iar respectivii cu un complex de superioritate față de români. Șaguna nu a avut acest complex când a venit în Transilvania. El a putut dialoga de la egal la egal cu aristocrația maghiară, cu patriciatul săsesc, și asta deoarece a avut o educație strălucită de cel mai înalt nivel academic al vremii și a avut, să știi, un spirit ofensiv
Cred că e foarte important să spunem lucrul acesta și un spirit de combativitate. Desigur, și un ascuțit simț diplomatic. Deci a fost ofensiv fără a ofensa și asta se trage din originea aceasta lui de armân. Că ne gândim acum la mijlocul sau în prima jumătate a lui 19, deja din sfârșitul lui 18, dar mai ales în prima jumătate a lui 19, la încă actuala capitală a Ungariei, a existat o comunitate armână, armânească sau macedo-română, foarte bogată, constituită din negustori, din comercianți. Și aici aș vrea să-i pomenesc pe 2-3 contemporane lui Shaguna, cu care el a avut relații amicale, cu unii a fost chiar erudit, care l-au și sprijinit în proiectele lui, și anume, pe de o parte, bogatul lui unchi, Atanasie Grabovski, în casa căruia s-a desfășurat un cenaclu literar, el a fost un sprijinitor, am spune astăzi, un patron al culturii, al artelor românești, al elevilor, al studenților, al cărturarilor române. Aici e un punct interesant de întâlnire între romanitatea sud, sau să zic, sud-dunăreană orientală, balcanică, și romanitatea nord-dunăreană, prin școala ardeleană, prin corifea școlii ardelene și prin ardelenii care au studiat la Budapesta, întâlnindu-se cu acești oameni bogați, foarte mândri de originea lor cultural, etnică și religioasă. Sunt cele două elemente esențiale ca să înțelegem pe acești oameni în cum s-au afirmat ei în viață. Elementul etnic, cultural, lingvistic și cel religios. Și vedem asta la Andrei Shaguna, vedem la Emanuel Gojdu, vedem la baronul George von Sina, la Nicolae Dumba, la unchiul lui Grabovski și la alte familii. Eu le-am pomenit pe cele mai bogate. Sigur că Dumba și Sina au locuit mai mult la Viena, dar și asupra Budapestei și a comunității armâne, românești și grecești din Budapesta au exercitat o influență foarte mare, dar inclusiv asupra culturii maghiare. De pildă, baronul George von Sina este unul dintre, să-i spunem, am spune astăzi, sponsorii cei mai mari ai construcției podului cu lanțuri din Budapesta, celebru pod care leagă cele două orașe. Deci iată o origine care și-a pus amprenta asupra comunității românești din Transilvania, a lui Shaguna, și faptul că el se trăgea dintr-o asemenea familie, născut în Miskolc în 1809, nord-est Ungarie, într-o comunitate bogată, prosperă, se vede până astăzi ce biserică au reușit aceștia români să construiască în Miskolc. Și el a întreținut relații amicale până la sfârșitul vieții cu corifeii acestei comunități. Se păstrează corespondență între el și toate aceste familii pe care le-am pomenit și inclusiv prieteniei lui din tinerețe cu Emanuel Gojdu se datorează acestei prietenii și influențe pe care Shaguna a exercitat-o asupra lui Gojdu, determinarea și hotărârea lui Emanuel Gojdu, celebru avocat, de a întemeia fundația despre care cred că mare majoritate dintre cei ce ne urmăresc au auzit și care a jucat un rol decisiv în afirmarea națională, culturală, socială a românilor din Transilvania și Ungaria între 1870 și 1920. Așadar, putem spune că Andrei Shaguna a avut o origine nobilă, nu o nobilitate de sânge, ci o nobilitate a spiritului, așa cum spunea Immanuel Kant. Acum, în continuare, deși știu că este extrem, extrem de greu, dar te-aș ruga în câteva momente să ne vorbești puțin despre situația românilor ortodoxi din Transilvania de până la venirea lui Shaguna pe scaunul episcopal. Da, fundamentele și, sau să zic, fundațiile pe care a construit Shaguna sunt importante de cunoscut, relevante pentru a înțelege evoluția bisericii, dar mai ales
păstorirea lui și realizările pe care le-a avut în decursul celor 27 de ani. Noi știm că la 1700, luăm așa anul acesta ca reper, în mare parte a românilor din Transilvania, clerului, în frunte cu mitropolitul Atanasie Anghel, s-a unit cu Biserica Romei. S-a înființat Biserica Greco-Catolică de la mitropolie retrogradată la episcopie, pusă sub jurisdicția primatului maghiar de la Esztergom, deci primatul Bisericii Catolice din Ungaria, cu sediul la Esztergom, iar ortodoxii au fost lipsiți de o ierarhie superioară vreme de 60 de ani. Deci, practic, curtea de la Viena a refuzat să le recunoașterea ortodoxilor de iure, a spune de drept, în Transilvania, considerând că întreaga comunitate ortodoxă s-a unit cu Biserica Romei și cu excepția protopopiatului Brașov, așa numitului protopopiat Brașov și a districtului țării Bârsei, alături de câteva alte comunități răsfirate în zona Făgărașului și a Sibiului, care oficial au fost recunoscute ca neunite și supuse întâi mitropolitului Ungrovlah, i-am spune, a țării românești, până la 1718, apoi episcopului de la Râmnic, 20 de ani, Oltenia a făcut parte din Imperiul Habsburgic între 1718 și 1739, deci între pacea de la Pasaroviț și cea de la Belgrad, iar apoi după 1740, eparhia țării Brașovului, cum apare în documentele sârbești, a fost plasată sub autoritatea spirituală, sub jurisdicția, spunem, canonică, a mitropoliei Carlovițului. La Carloviț s-a fondat o mitropolie care era sediul ortodoxiei din toată această monarhie austriacă, cu mai multe episcopii, între care și câteva românești sau majoritar românești, chiar dacă pe scaunele episcopale nu au fost episcop români, mă refer la Arad, episcop român doar din 1800. Nouă, apoi episcopia de la Vârșeț și episcopia de la Timișoara, majoritar românești, și desigur episcopia Bucovine, care a fost la fel ca și episcopia Transilvaniei, când ea a fost refăcută instituțional în timpul Mariei Terezia și mai ales a lui Iosif al II-lea 1782 de iure, deci după acele mișcări de dezrobire religioasă pe care noi știm că au fost conduse de Visario, Sfinții Mărturisitori Ardeleni, în calendar, Sfinții Visari Cuvioși, Visarion, Sarai 1740 și apoi Sfinții Sofronie de la Cioara, acest călugăr transilvanian, și mișcarea pe care a provocat-o el în toată Transilvania, cu epicentru în zona mărginimii Sibiului, de unde au fost delegații care au plecat la Viena, cerând împărătesei libertatea exercitării cultului, asta au cerut ei, să fie lăsați să existe, să fie îngăduiți să existe, să nu fie obligați să se unească cu Roma. Nu au cerut desfințarea Bisericii Unite, ci au cerut o existență onestă, legală, să nu mai fie prigoniți, să nu mai fie batjocoriți, să nu mai fie, să spunem așa, toleranți la marginea legislației transilvanene. Iar împărăteasa a conferit, sau curtea de la Viena a conferit un așa numit decret de toleranță limitată în 1759, într-un moment destul de greu pentru monarhie în timpul războiului de 7 ani cu Prusia, mă rog, și apoi în 1781 împăratul Iosif al II-lea, care a fost un om luminat, un monarh luminat, un om crescut, care s-a configurat ca personalitate influențat și de filozofia vremii, mă rog, și de, putea să spunem, o pietate creștină autentică, a oferit toleranță necatolicilor sau acatolicilor, cum le spunea el, speță ortodoxilor și protestanților, și el e cel care reface printr-un decret instituția episcopală ortodoxă. 1781 îl numește pe primul episcop al Transilvaniei, în persoana lui Gedeon Nichitici. Sediu este fixat la Rășinari, unde au viețuit și alți doi episcopi sârbi, primul Dionisie Novakovici 1759-1767 și apoi Sofronie Kirilovici, 4 ani de zile, vine Gedeon Nichitici și Gerasim Adamovici, care
păstorește până în 1798 și este înmormântat în biserica Sfântul Luca din Maierii Sibiului, construită în timpul lui. Gedeon Nichitic este înmormântat în biserica Cuvioasa Paraschiva din Rășinar. Deci, iată, sediul episcopiei se fixează în sudul Transilvaniei, în apropierea orașului Sibiu, unde era nu doar guvernatorul, ci, foarte important, comandamentul general al armatelor austriece. Deci, acest episcop putea să fie supravegheat cu atenție. Noi ne aducem aminte că în 1760 autoritățile austriece au făcut un fel de recensământ al românilor și au stabilit exact majoritățile sau minoritățile confesionale în fiecare localitate. Au mers din localitate în localitate, această comisie în frunte cu generalul Bukov, și ei au constatat că unul din șase români s-a declarat unit și 5 din 6 s-au declarat ortodoxi, deci neuniți. Deci o majoritate de 80% neuniți și au fost nevoiți austriecii să recunoască existența acestei biserici. Și atunci au început să organizeze, punând-o sub un control foarte strict al curții și al autorităților, control care se vede, așa cum știi și tu foarte bine, în acele impuneri, să le spunem așa, limitări pastorale care le-au fost impuse episcopilor sârbi și episcopului Vasile Moga, concidatinul tău din Sebeș, care în 1810, când a fost ales episcop și numit de împărat, nu, ca prim episcop român, i s-au impus o serie de condiții, de restricții, le-am putea numi astăzi, pastorale, ce anume nu avea voie să facă. Între altele, de pildă, el nu avea voie să riposteze dacă o comunitate de sub omoforul lui, deci de sub pastorația lui, dorea să treacă la uniți. El nu putea să interfereze. De aici vedem că autoritățile au discriminat, am spune astăzi, această episcopie ortodoxă și, de fapt, autoritățile austriece au avut, putea să spunem, să citesc dintr-un istoric american, au avut grijă de instituția pe care au creat-o, și anume de Biserica Greco-Catolică, de această biserică care era un copil al curții și care făcea parte din comuniunea de credință a împăratului, foarte important. Ei, Vasile Moga reușește, în ciuda tuturor acestor opreliști, beneficiind de decretul de concivilitate și de edictul de toleranță emise de Iosif al II-lea, apoi de o hotărâre a dietei Transilvaniei de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care permitea liberul exercițiu al cultului neuniților, reușește să, foarte important, să cumpere în Sibiu o clădire pe actuala stradă Nicolae Bălcescu, există și în ziua de astăzi această clădire, unde instalează la 1823 reședința episcopiei, cancelarea episcopală, administrația, am spune noi, și seminarul teologic, care în epoca lui era de... cursurile acestea durau 6 luni. Deci e foarte important, românii intră în oraș. Și așa se face că la Sibiu își are sediu episcopia și apoi mitropolia Ardealului începând cu 1864. Și acum când vine în 1846, el ajunge păstor ca vicar asupra unui număr de aproximativ 600.000 de suflete, undeva la 1.000 de parohii și filii, și este coresponsabil împreună cu episcopul de la Blaj de destinele nu doar bisericești, ci mai ales culturale, educaționale și politice ale națiunii române. Iar pașoptismul, revoluția, legislația austriacă din perioada respectivă înlătură toate aceste, să le spunem, restricții, chingi antepașoptiste și conferă Bisericii Ortodoxe egală îndreptățire. Deci Aguna a beneficiat de această modificare constituțională. Și așa își poate desfășura pastorația și activitatea de renaștere bisericească pe care a pus-o în practică vreme de 25 de ani, între 1848 și 1873. Așa cum ne-ai spus, la moartea episcopului Vasile Moga,
în locul acestuia, mai întâi în calitate de vicar eparhial, mai apoi în calitate de episcop, iar mai târziu mitropolit, va veni Andrei Șaguna. Este greșit să afirmăm faptul că, cel puțin în prima parte a activității sale, Andrei Șaguna a clădit pe temeliile puse de episcopul Vasile Moga la Sibiu? Nu este absolut deloc greșit, este chiar corect, pentru că el, de pildă, chiar membrii administrației episcopale, așa numitul, membrii consistoriului și protopopii, toți erau din epoca lui Vasile Moga. Mogaieni, cum i-a numit o distinsă istorică de la Sibiu. Și el a trebuit să lucreze cu ei pentru că nu avea alți oameni. Acum. Sigur că el a fost, așa cum știi și tu foarte bine, el a venit cu altă mentalitate, a venit cu altă educație, era absolvent de studii universitare, de drept și filozofie la Pesta, teologie, 3 ani de zile la Vârșeț, cunoștea 4 limbi, fluent, scria și vorbea în 4 limbi, sârbește, românește, germană și maghiară. A venit cu, studiind arhiva episcopiei, am văzut lucrul acesta și în timpul lui, înainte de Șaguna și în timpul lui, dar și după el, cu o putere de, a anvergură administrativă foarte mare. El, stând mai mult de 10 ani în ambianța, în atmosfera de la Karlovitz, centru mitropolitan, egumen, a spune noi, stareț al diferite mănăstiri sârbești din zona respectivă, deci astăzi ar fi în zona Voivodina, nordul Serbiei, sudul și Banat, și apoi profesor la Vârșeț, el a avut această experiență administrativă, pastorală, cunoștea realitățile și a știut ce are de făcut când a venit aici. Și a zidit pe aceste temelii, a preluat, el a și locuit, apropo, el a locuit în clădirea cumpărată de Vasile Moga până în 1856, când a cumpărat clădirea unde este astăzi sediul mitropoliei, pe actuala strada mitropoliei, în epocă se numea strada măcelarilor, Fleischergasse. În 1856 a cumpărat palatul, el s-a mutat acolo, de ce s-a mutat acolo? Pentru că pe locul unde este astăzi catedrala mitropolitană, Sfânta Treime din Sibiu. Pe la 1794 grecii, comunitatea grecească de comercianți și macedoni între ei, bogați, au construit acolo, în curtea interioară a unor case, o capelă, o bisericuță mică, ortodoxă. Acolo așa doar li s-a permis de către sași. Și el a întreținut niște relații foarte bune cu arhimandritul grec, ultimul al acestei comunități. Grecii s-au stins, etnic vorbind, și în 1863 intră în posesia bisericii și o transformă în biserică parohială, Sibiu 1, cum a rămas până în ziua de astăzi. Și a dorit să aibă lângă reședința lui o biserică. E de înțeles lucrul acesta, că până la biserica din groapă trebuia să meargă cam 15 minute pe jos. Ori aici numai trecea strada și era în biserică. Și apoi a cumpărat și alte clădiri în apropierea bisericii și a reședinței și a mutat sediul seminarului, administrația eparhială, cu gândul pe care l-a exprimat deja din 1852, că în actualul parc Astra, unde și biblioteca, să construiască un sediu, o reședință episcopală cu o catedrală, cu un seminar teologic, o curte episcopală, am putea să spunem, după modelul celor pe care le aveau sârbii la Karlovitz, la Timișoara, la Vârșeț, dar nu a reușit pentru că magistratul Sibiului, deci a spune primăria orașului, nu i-a acordat terenul. El a cerut terenul respectiv și nu i l-au dat, motivând prin tot felul de alte argumente că se va construi altceva, nu s-a construit nimic și încercând să îl îndepărteze de orașul vechi, intramuros, am spune, undeva pe calea Victoriei astăzi, unde e și o reședință de vară a mitropoliei, uite, îți dăm acolo un teren mai mare, poți să construiești acolo, dar miza lui și a urmașilor lui a fost, nu, noi vrem să avem o biserică și un centru în oraș, să arătăm, să dovedim sașilor și lumii întregi că noi nu mai suntem comunitatea aceea tolerată, ținută la margine, marginalizată, persecutată sute de ani, ci suntem egal îndreptățiți, avem aceleași
drepturi, cu alte cuvinte, din punct de vedere juridic, constituțional, religios, cu celelalte confesiuni și etnii ale Transilvaniei. Deci a fost o chestiune de demnitate națională, culturală și bisericească. De aceea eu l-am și caracterizat pe Șaguna ca un reper al demnității românești și ortodoxe în Transilvania. Sigur, mai trebuie spus aici ceva, Mihai. În 1849, mai exact în luna martie, generalul Bem, cu trupele revoluționarilor maghiari, au ocupat Sibiu, cum au ocupat și alte localități din Transilvania. Românii sau mare parte dintre români s-au refugiat la sud de Carpați, elita românească mă refer, inclusiv Șaguna, el era plecat la Viena. Și unde crezi că s-au încartiruit, să folosesc un termen din epocă, unde s-au cazat, cu ghilimele de rigoare, acești soldați? În curtea Episcopiei Ortodoxe, care era la 50 de metri sau 100 de metri, hai să zic, de sediul generalatului austriac, preluat de armatele ungurești. Și din mărturia mai multora din epocă, aici putea să citesc pe Ioan Hania, care era protopop la Sibiu, și apoi și pe Șaguna, din scrisorile pe care el le-a trimis împăratului și chiar din cuvântările pe care le-a ținut la sinoadele din 1850-60-64, el spune că acești răsculați, rebelii folosește termenul din epocă, e perspectiva austriacă, i-au dat foc la reședință, la arhivă, la seminar și au ars inclusiv biblioteca lui. Zice că avea o bibliotecă constituită din 3.000 de cărți care s-au pierdut, s-au distrus, inclusiv mobila i-au ars-o. El când se întoarce în toamna lui 1849 de la Viena, locuiește 3 luni cu chirie până își repune la punct reședința, deci casele clerului, cum erau numite, cumpărate de Vasile Moga, și își cumpără mobilă de la Cluj, mă rog, încet, încet își reconstruiește biblioteca și repune pe picioare episcopia. Deci episcopia ortodoxă a suferit în timpul Revoluției de la 1848 cumplit din cauza acestui genocid cultural. L-am numit și nu mai eschivez să-i spun așa, pentru că s-a distrus, tu știi ce înseamnă o arhivă, s-a distrus memoria acestei biserici. De aceea noi înainte de 1848 nu prea avem documente produse de episcopie. Ele au pierit în acel incendiu și ne putem baza doar pe arhivele protopopești, pe arhivele parohiale și astea câte mai sunt, și pe arhivele instituționale, respectiv Cancelarea Aulică a Transilvaniei și Guberniul Transilvaniei, care se află astăzi la, așa cum știi și tu, la Budapesta și la Viena, părți din ele. Într-adevăr, spre deosebire de înaintașul său, Vasile Moga, Andrei Șaguna a avut alte relații, alte conexiuni, nu doar în lumea transilvană, ci și în lumea austriacă, în lumea maghiară, care i-au permis să-și dezvolte programul reformator în Transilvania. Și, așa cum ai spus și tu, acel vânt al schimbării pe care Șaguna l-a impus în cazul românilor din Transilvania a fost posibil și datorită faptului că el nu era transilvanean, nu era un om al locului. Și dacă tot ai amintit momentul 1849, momentul în care Bem, generalul Bem și armata s-au cucerit Sibiul și au produs distrugerile pe care le-ai amintit, aș vrea să te rog să ne vorbești puțin și despre momentul 1848 și implicarea lui Șaguna în evenimentele acestui an, pentru că este cel mai important eveniment apropiat de momentul sosirii sale în Transilvania. Da, el a sosit în Transilvania în toamna lui 1846. Doi ani de zile a fost vicar al acestei eparhii. În decembrie 1847 a avut loc un sinod la Turda, la așa numita biserică dintre români, unde el a fost ales între ceilalți doi candidați, au fost trei candidați, a fost de fapt șapte, dar primii trei au mers mai departe către împărat. Șaguna a avut cele mai puține voturi din primii trei, 27. Primul Ioan Moga, nepotul episcopului, a avut 33. Împăratul Ferdinand l-a numit pe el în 12 februarie 48 episcop și el s-a întors în Transilvania, i s-a comunicat în Transilvania acest decret.
Iar în Duminica Tomii, în prima duminică după Paști, a căzut atunci în 28 aprilie, el s-a deplasat la Karlovitz pentru a fi hirotonit episcop. În tot acest timp s-au mișcat lucrurile cu Revoluția. Când s-a întors la Sibiu, la începutul lui mai, deja se fixase cu acordul lui, bineînțeles, aici aș vrea să le reamintesc celor ce ne urmăresc, că inițial autoritățile austriece au îngăduit organizarea, au permis organizarea a două adunări naționale pe structura confesională a celor două biserici, una la Blaj și una la Sibiu. Deci cumva au vrut să-i dezbine pe români, în care românii să-și expună doleanțele și să le trimită mai departe curții, după modelul celorlalte naționalități care deja trimiseseră asemenea doleanțe către Viena. Ei, Comitetul Național Ortodox de la Sibiu, Consistoriu, a hotărât să organizeze împreună cu uniții la Blaj, ca românii să vorbească cu o singură voce, nu să fie separați în două pe criterii confesionale. Și acum a fost de acord cu această propunere și împreună cu episcopul Ioan Lemeni, greco-catolic, a coprezidat adunarea de pe Câmpia Libertății de la Blaj. El a fost ales atunci, știi că s-a ales la Blaj un comitet național, am putea să spunem un fel de partid, e precursorul Partidului Național Român, de fapt, acest comitet național român, iar Șaguna a fost ales președinte al acestui comitet și în calitatea aceasta lui de președinte al Comitetului Național Român, el a plecat la Viena să-i ducă împăratului doleanțele, de fapt, programul adoptat pe Câmpia Libertății, celebrul program cu punctele pe care le cunoaștem, la Blaj, s-a dus la Viena, iar episcopul Lemeni a venit la Cluj, eu sunt clujan, de aceea spun că a venit la Cluj, a venit la Cluj pentru că aici a avut loc dieta. O dietă care a votat atunci Uniunea cu Transilvania. Transilvania cu Ungaria, mă scuzați. Ei, și în virtutea faptului că el a fost ales președinte în 1848, în mai, al Comitetului Național Român, el este liderul mișcării, spunem că a spus-o Chiticins, a demonstrat-o, de fapt, în cartea lui. El a fost liderul, de facto, al românilor din Transilvania vreme de două decenii, până în 1868, când laicii l-au înlăturat de la conducerea treburilor națiunii. De fapt, atunci lucrurile s-au complicat și poate o să mai târziu vom insista. Dar ideea este că el a fost perceput ca lider al națiunii, a fost recunoscut de curte ca atare și inclusiv ce e interesant, în cartea aceasta a mea am analizat decretul prin care îi se conferă baronatul în 1852. Statutul de baron al Imperiului Austriac. Și acolo se spune pentru meritele aduse în beneficiu națiunii române, nu se spune a Bisericii Ortodoxe, ci a națiunii române din Transilvania. Deci, inclusiv curtea de la Viena, autoritățile civile l-au perceput pe el ca lider al națiunii române. Sigur, trebuie să spunem lucrul acesta și datorită faptului că episcopul greco-catolic Ioan Lemeni a fost depus de autorități în 1849 din funcția de episcop, pentru că el a semnat acea uniune a Transilvaniei cu Ungaria și a fost perceput drept trădător al împăratului și a fost trimis în exil, el a murit la Viena, a fost exilat acolo, a murit am și văzut mănăstirea unde a fost, să spunem, nu a fost închis, dar trimis acolo în recluziune monastică, să zic așa, mănăstirea franciscanilor. Și atunci, neexistând, fiind sediu scaunul vacant la Blaj, nu mai avem aceea situație cu suplex Iberux Valahorum de la sfârșitul lui 18, când vedem că ambii episcopi, și ortodoxul și greco-catolicul, sunt percepuți ca lideri ai națiunii, sau la 1918, când, iarăși în lipsa celor doi mitropoliți, avem doi episcopi, pe Miron Cristea și pe Hosu, un ortodox și un greco-catolic, care sunt percepuți drept lideri ai românilor. Ei, Șaguna, fiind singurul episcop în valid, Alexandru Stercas Ruțiu a fost ales și investit abia în 1851, el devine, deci cumva
E împins, îl ajută, să spunem așa, și circumstanțele să își însușească și această demnitate, această putea, el a considerat-o o slujire de reprezentant al națiunii române în fața curții de la Viena, desigur, el având și calități pentru această demnitate, calități care au fost recunoscute, să știi, am văzut nu de mult corespondența dintre vicecancelarul și cancelarul Transilvaniei Reichenstein, respectiv Nadojdi, dintre ei doi, dintre ei și anumiți membri ai guvernului, corespondență de prin 1858-1864. Toți, să știi, la unison, spun că Șaguna este, chiar la un moment dat într-o scrisoare, zice acest Reichenstein, că este liderul înăscut al românilor din Transilvania, cumva predestinat pentru a-i conduce pe români. Interesant, cum e interesant și de văzut, eu chiar am scris recent un material despre imaginea lui Andrei Șaguna în rapoartele poliției secrete austriece și a Ministerului de Interne. Cum l-a perceput curtea de la Viena? Deci cum l-au văzut românii, ortodoxi, dar și uniți, că în aceste rapoarte trimise de la Sibiu sau spre Viena sau de la centrala poliție, respectiv Ministerul de Interne, către cabinetul, Consiliul de Ministri, am spune guvern, și către împărat, se vede foarte clar că Șaguna se bucura de o autoritate nu doar în rândul păstoriților lui, ci și în rândul uniți tuturor românilor, deși a greco-catolicilor, tocmai datorită caracterului lui, harismei lui. Și a fost de către greco-catolici și de catolici în general, a fost perceput drept un pericol. De aceea ei au și încercat, prin 1852-53-54, prin nunțiul apostolic de la Viena, prin episcopul Vasile Erdeli de la Oradea, prin episcopul Șuluțiu de la Blaj, la împărat și la ministrul de interne Alexander Bach și contele Thun von Hohenstein, să-l mute. Au fost propuneri, s-au vehiculat aceste idei. Să-l mute din Transilvania la o altă episcopie, cât mai departe, spunea un document, de aici. Pentru că influența lui asupra românilor e covârșitoare. Și zice, nimeni nu-l contestă, nu-i contestă autoritatea. Pentru că a avut o fire de lider. Și asta trebuie să spunem, dacă îi analizăm un pic parcursul, dacă îi analizăm biografia intelectuală, vedem că a avut câteva calități care l-au impus. Apropo de această fire de lider, mi-a plăcut foarte mult o intervenție pe care ai avut-o la începutul acestui an și în care spuneai despre Șaguna și despre portretele acestuia în care ne este înfățișat cu toate oficiile funcției și cu toate decorațiile primite din partea autorităților vremii. Și spuneai în acea intervenție că Șaguna, care era o fire modestă, era un om smerit, cumpătat, întotdeauna, inclusiv când se plimba pe străzile Sibiului, purta aceste decorații, pentru că el vrea să facă dovada că reprezintă atât Biserica Românilor Ortodoxi din Transilvania, dar mai presus de atâta, națiunea română a Transilvaniei. Și din acest motiv, el apărea în public cu toate oficiile acestui statut de lider al națiunii române din Transilvania. Bun, în continuare, știu că iarăși este foarte, foarte greu să te pun să sintetizezi o anumită parte a biografiei lui Șaguna. Șaguna s-a remarcat, așa cum bine ai spus, nu doar în plan religios, ci și în plan cultural, și în plan politic, și în plan edilitar. Aș vrea ca în minutele care urmează să ne rezumi toate aceste contribuții ale lui, toate aceste realizări ale lui Șaguna de pe parcursul episcopatului său. Da, mulțumesc. Aș începe cu chestiunile edilitare, că ele au jucat un rol foarte mare în epocă, în ceea ce a însemnat mai ales mentalitatea, să știi, românească. Deci spuneam că a cumpărat clădiri pe actuala strada Mitropoliei în epocă Fleischergasse, strada Măcelarilor, unde vedem că până astăzi e centru românii, să zicem, bisericii ortodoxe. Sigur, catedrala a fost construită între 1902 și 1906, dărâmându-se mai multe clădiri ca să-i facă loc, pentru că ei n-au primit terenul, cum spuneam, pe care Șaguna l-a cerut.
Deci odată are realizări edilitare, atenție, foarte important. Până în 1861, Biserica Ortodoxă din Transilvania n-a primit niciun ban de la statul austriac. Deci refacerea instituțională a bisericii în 1759, 1781, episcopii, salarizarea lor, salarizarea celor 3-4 consilieri care erau în jurul lui și constituiau consiliul, consistorul eparhial, salarizarea profesorilor de la seminarul teologic. Asta toate cădeau pe sarcina credincioșilor ortodoxi, prin așa numita taxă care o plăteau sidoxială, pe care aceștia o plăteau, fiecare familie ortodoxă plăteau o taxă sidoxială strânsă de autoritățile civile și virată într-un fond gestionat, administrat tot de autoritățile civile. Episcopul, de pildă, Șaguna, eu am văzut scrisori de ale lui către, am spune, Tezaurariatul Transilvaniei și Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe, să înțelegem, în care cere să îi se aprobe ridicarea salariului lui. Deci, spre deosebire de Biserica Unită, care a primit domenii, episcopul și apoi biserica, de fapt, domenii din partea statului. Aici, și aici vedem cum au fost ele tratate diferit, da? Discreționar. Au fost susținute, deci austriecii chiar au susținut Biserica Unită și inclusiv contribuția ei la mișcarea națională, afirmarea culturală cu școala ardeleană a fost posibilă pentru că au primit acest sprijin financiar din partea curții de la Viena. Deci nu credincioșii, sigur că și ei plăteau ceva, dar banii principali au venit de la stat. Ortodoxii n-au primit un asemenea ajutor decât începând cu 1861, când împăratul anual a acordat anumite sume de bani, din care Șaguna plătea salariile profesorilor de la seminarul teologic, salariul lui de episcop era plătit din acești bani și oferea preoților săraci, spunea el, văduvelor preotese și diversilor orfani din familii de preoți, anumite sume de bani la recomandarea protopopilor. Și se păstrează toate aceste liste în arhiva Mitropoliei în Sibiu. Se pot scrie încă multe lucruri foarte interesante despre asta și să vedem istorie socială aici în spate și istoria elitelor, mă rog. Deci, realizări edilitare. Important, la nivel cultural, el a înființat, ca să vedeți ce minte a avut acest om. A știu că biserica trebuie să renască, trebuie să facă misiune, trebuie să îi se audă vocea în societate și să pătrundă în satele transilvanene. Cum? Astăzi avem Facebook, avem televiziune, avem WhatsApp. În epocă ce era? Era tiparul. Și a fondat pe banii lui, a cumpărat o tiparniță de la Pesta, a adus-o la Sibiu, a angajat un tipograf, cunoaștem numele lui, Lazarovici, și în 27 august 1850 a sfințit apa și a inaugurat această tipografie. Ea își avea sediu pe strada Iernii, astăzi este Timotei Cipariu în Sibiu. Și în tipografia aceasta a editat sute de manuale școlare, abecedare, lucrări de teologie, lucrări practice, de istorie, de geografie, hărți, imagini, inclusiv a tipărit, să știți, pentru anuarele unor gimnazii evanghelice săsești din Transilvania. Drept mulțumire că în aceste gimnazii, cum era și la tine la Sebeș, învățau români. Erau elevi români. Și ca o mulțumire, o recunoștință, o de recunoștință față de comunitatea săsească, el a publicat aceste anuare ale liceelor, le-am putea spune astăzi, săsești, evanghelice, pe spesele, pe banii tipografiei diecezane, deci gratuit. Atât un gest, astăzi ar părea, nu știu cum l-ar putea cataloga unii, dar semnificativ, spune multe despre cum gândea el și ce om era el. Deci tipografia e o realizare foarte importantă, am vrut să o subliniez că uneori e trecută cu vederea. S-a publicat, este o carte despre istoria tipografiei unde sunt enumerate toate lucrările tipărite aici. Și apoi, desigur, Telegraful Român, 1853, în ianuarie apare acest oficios. Inițial a apărut de două ori pe săptămână, apoi de trei ori pe săptămână din perioada interbelică odată și astăzi apare odată pe lună. Astăzi s-a transformat într-un ziar eminamente bisericesc, dar în epocă a fost o gazetă literară,
teologică, bisericească, socială, politică, națională, chiar se publicau articole referitoare la chestiuni de grădinării, de pomicultură, de îngrijire animalelor, deci a avut o paletă foarte largă pentru că Shagunal a dorit ca o portavoce a comunității românești ortodoxe din Transilvania. Și pe lângă tipografie telegraf sunt lucrările lui. El a tipărit peste 50 de titluri, carte scrisă de el, cărți traduse de el sau de alții la recomandarea lui și cărți tipărite de el, îngrijite de el, diortosite de el, mai ales cărți de cult. Toate cărțile de cult care se folosesc în Biserica Ortodoxă, e singur episcop din epoca respectivă care a reușit această performanță. Că nu sunt una, două, trei. Sunt multe, că nici nu vreau să mă apuc acum să le înșir. Mineele, sunt 12 volume pe fiecare lună, triodul, pentecostarul, liturghier, molitvenic, tot ce folosește un preot și strana la cultul unei biserici. El a reușit să editeze. Și Biblia, desigur, Biblia, o lucrare monumentală, mare, a cărei tipărire a durat 2 ani de zile, între 1856-1858, cu foarte multe ilustrații preluate dintr-o Biblie germană publicată la München în 1836. Și lucrări de drept canonic, de istorie, manuale școlare, cum am zis, el a avut nevoie să-și creeze o infrastructură culturală pentru seminarul teologic. Nu avea manuale și atunci le-a creat, le-a scris el. Atenție, toate acestea au fost posibile într-un context nu ușor, când statul controla totul. Cenzura funcționa foarte bine, nu se puteau importa cărți din țările române de cult deloc. Exista era un interdict, o interzice, un decret al Mariei Terezia care interzicea chestiunea asta. Tocmai pentru că era privilegiată tipografia de la Blaj. Și deci el a avut, am putea să spunem, o politică culturală foarte bine articulată. Sigur că unii ar putea zice, bine, dar s-au publicat foarte multe cărți din sferă teologică, istorică, culturală, manuale școlare. S-au difuzat aceste cărți? Da, s-au difuzat. Am și făcut cercetări pe tema aceasta. El a avut o politică de difuzare. Corespondența lui ne arată această realitate. Corespondența cu ierarhia sârbească, românească, din Banat, din țara românească, din Moldova, din Transilvania, din Bucovina, cu protopopii din tot acest areal, trimite calendare, că vezi, n-am spus de calendar, telegraful român și calendarul care astăzi se numește îndrumător bisericesc în epocă, era un calendar de mână, am spune astăzi o agendă cu sărbătorile, cu detalii despre târguri, despre mersul trenurilor, despre funcționarea poștelor, etc. Care au avut toate, important, calendarul și telegraful au apărut neîntrerupt din 1850 până ziua de astăzi. Telegraful român e singurul ziar care are această performanță în spațiul românesc. Deci el a avut o politică de a le difuza. Deci, practic, mesajul lui s-a difuzat nu doar în Transilvania, ci și în afara ei, în tot spațiul locuit de români. Am găsit, de pildă, cărți tipărite la Sibiu, ajunse în Dobrogea, Mihai și stimați teleascultători. În Dobrogea, dacă vă dați seama. Acum au ajuns în Dobrogea, în parohia Megidia, de pildă. Prin sau datorită oierilor din Mărginime, care practicau transumanța. Și au dus cu ei cărți de cult acolo. Pentru că au fondat anumite comunități români ardeleni în zona respectivă. Mă rog. Deci el a avut această politică extraordinară, publicistică, edilitară, trebuie să spun, a făcut uneori și investiții care l-au costat în sensul că au dat faliment. A investit într-o mină din zona Harghitei Covasnei, a statului, care a dat faliment și el cu greu și-a scos banii de acolo. El a fost ajutat, să știți, cu bani de câteva comunități, și asta trebuie spus. Deci odată veneau banii care se strângeau din, cum vă spuneam, din contribuția aceasta credincioșilor, dar a fost ajutat cu bani de confrații lui armâni, de fratele lui Evreta din Pesta și de rășinari și Brașov. Rășinărenii și brașovenii i-au acordat de mai multe ori sume importante de bani cu care el s-a deplasat la Viena
din bani cu care și-a cumpărat anumite veșminte, cărți, și-a procurat ceea ce avea nevoie să poată să își gospodărească toate problemele bisericești. Și aș mai puncta încă un aspect. A fost un om care a știut, Mihai, cum să cultive relații amicale, cordiale, cu elita epocii sale. De la profesorii Academiei de Drept, am putea să spunem facultății de drept care funcționa Săsești în Sibiu în epoca respectivă, pe care a invitat la el la masă, se păstrează invitația acestea, am scris despre ele, și cu guvernatorii Transilvaniei, cu miniștrii de cult sau de interne, cabinetul de la Viena, apoi de la Budapesta. Deci și-a creat un sistem de relații foarte bune și chiar poliția secretă austriacă spunea că el e informat de funcționari, mai ales din zona justiției, când să intervină pentru rezolvarea unei anumite probleme, când, unde și la cine să apeleze. Pentru că el a reușit, prin relațiile lui cordiale, să obțină numirea unor inși, nu doar români, și sași, de pildă, în anumite funcții administrative, în justiție, la care el apela să rezolve anumite probleme, nu personale ale lui, ale bisericii și ale națiunii române. Deci, din punctul ăsta de vedere, el e un exemplu și dacă am fi avut un șaguna anul trecut, noi cred că eram în Schengen astăzi. Da. În completarea ceea ce ai spus, aș mai vrea să adaug și faptul că Andrei Șaguna a avut un rol decisiv în înființarea asociațiunii Astra, Asociațiunea Transilvană pentru Cultura și Literatura Poporului Român, Academia Transilvania, așa cum au numit-o unii istorici, și iarăși un rol important pe care l-ai amintit pe parcursul discuției noastre în ridicarea Episcopiei Transilvaniei la rangul de mitropolie. Pentru a fost proiectul lui esențial, cel mai mare proiect pentru care s-a bătut foarte mult, redobândirea demnității mitropolitane. Sigur că astăzi e greu de înțeles pentru cei ce ne urmăresc de cei cu miza aceasta, dar în epocă, dacă avem în vedere că biserica era singura instituție a românilor, cele două biserici din Transilvania erau biserici naționale, nu erau alte instituții naționale, așa am putea să înțelegem mai bine rolul și, de fapt, miza chestiunii. Era și de demnitate, dar își dădea seama, era conștient de faptul că el poate să coaguleze națiunea prin biserică, sub cupola mitropoliei, ceea ce a și făcut apoi după 1868 și se vede foarte bine în perioada dualistă. Te-am lăsat pe tine să spui că a fost între fondatorii și primul președinte al Astrei, mai ales că tu ești și președinte la despărțământul de la Sebeș. Bun, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, sub 2 minute, aș vrea să îi încurajez pe telespectatorii noștri să achiziționeze volumul despre care am vorbit, Mircea Gheorghe Abrudan, Andrei Șaguna, o biografie culturală, un volum apărut anul acesta la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Iată, telespectatorii noștri pot vedea coperta acestui volum pe ecran pentru a descoperi întreaga dimensiune a acestei mari personalități a românilor transilvanei și nu numai, a românilor în general. Mircea, pe final de emisiune, aș vrea să te întreb ceva aparte. Noi știm că în testamentul său, Andrei Șaguna a scris ceva de genul: fiți pe pace, aveți-vă bine, nu vă sfădiți. Dacă Andrei, baron de Șaguna, ar fi trăit în zilele noastre și ar fi văzut direcțiile în care se îndreaptă actuala societate românească, care nu sunt cele mai fericite, ce îndemn crezi tu că ne-ar fi oferit? El a fost un activist până în măduva oaselor și tu știi foarte bine lucrul acesta și reprezentat vârful de lance al activismului politic românesc. Ar fi încercat prin toate mijloacele, toate pârghile, să-i convingă pe români să fie uniți, să fie coagulați în jurul unei idei. Iar acea idee, cu siguranță în epoca respectivă, și ar fi dus-o mai departe, era ideea națională, interesul națiunii peste orice.
și al bisericii. El nu gândea în termeni, cum să zic, separați națiunea de biserică și biserica de națiune sau de corpul social. Sigur că astăzi lucrurile, datorită secularizării și etc., sunt un pic diferite, dar reperul acesta ar fi chemarea la unitate și la ceea ce mai se vehiculează unii sau am uitat complet alții, e un proiect național, Mihai. Noi nu mai avem un proiect național după ce am intrat în Uniunea Europeană. N-am auzit să, nu știu, un proiect serios care să fie, nu doar pe hârtie. Un proiect al României, un proiect național în acest context în care ne aflăm politic, social, economic, să avem un proiect coerent, să-l punem pe hârtie și apoi să investim toate energiile pe care le avem în îndeplinirea lui. Asta cred că ar face. Îți mulțumesc, dragă Mircea, pentru aceste gânduri pe care ni le-ai transmis în legătură cu personalitatea lui Andrei Șaguna. Îți mulțumim că ai fost alături de noi, cu atât mai mult cu cât știu că ți-ai răpit din timpul pe care, în mod normal, în această după-amiază ar fi trebuit să-l aloci familiei. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri, astăzi este ziua soției tale, care îi transmitem și noi la mulți ani, cu sănătate și cu multă, multă fericire, alături de tine și de cele două fetițe minunate pe care le aveți împreună. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au ascultat, iar până săptămâna viitoare îi invit să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune, la revedere!